Pentru actuala generație de junioare, cele mai tinere performere europene, a 23-a ediție a campionatelor europene de gimnastică desfășurată la Berna s-a încheiat cu 3 medalii de aur și argint, Denisa Golgotă, și bronz pe echipe Alicia Butnaru, Olivia Câmpian, Ioana Crișan, Carmen Ghiciuc, Denisa Golgotă, antrenor Nicolae Forminte, Liliana Cosma și Florin Cotuțoiu. Lăsând să se întrevadă că există o sursă bună pentru gimnastica românească, iar școala de la Deva încă nu și-a spus ultimul cuvânt. România a trăit periculos zilele trecute la Berna, unde Olivia Câmpian și Ioana Crișan s-au accidentat, din păcate, prima la sărituri și ultima la bârnă. Denisa a punctat frumos la sărituri, unde cu 14.233 de puncte a luat argint la egalitate cu italianca Martina Basile. Aurul a revenit unei alte italiene, Martina Maggio. Carmen Ghiciuc și Ioana Crișan s-au aflat și ele în finala de la individual compus, ocupând locul 8, respectiv 9, la mai puțin de 1,5 puncte de podium. Ceea ce argumentează echilibrul valoric al concurentelor. Finala de la Sol a adus singurul aur pentru delegația României prin mezinea echipei Denisa Golgotă, reușind la ultima execuție din concurs să închidă și clasamentul cu 13.933 de puncte. Aurul a fost al ei. Podiumul a fost completat de britanica Kinsella și rusoaica Prebeinsova. Următoarea ediție va fi în România, la Cluj, în primăvara lui 2017.